Avem aici autospeciala pirotehnică, cu care echipa pirotehnică a inspectoratului se deplasează la sanarea de muniție. Autospeciala este primită de la Consiliul Județean Arad. E o specială 4x4, cum se vede, foarte eficientă în cazul în care muniția ce trebuia sanată se află în teren greu. Mai departe, autospeciala achiziționată prin POR de cercetare biologică, radiologică, chimică și nucleară, o autospecială complexă, care deocamdată încă nu este introdusă în operativ, deoarece echipajul acum face pregătirea specifică. Urmează cele trei autospeciale de lucru cu apă și spumă, primele două achiziționate prin POR anul trecut, autospeciale de capacitate medie și mică, prima de 5.000 de litri, a doua de 2.000 de litri, acționează pe pompe de înaltă presiune, foarte eficiente în stingerea incendiilor. De asemenea, autospecialele au pe ele și kit de descarcerare pentru accidentele auto. Autospeciala Iveco, o autospecială mai veche pe care o avem de 6 ani în muncă operativă, de asemenea foarte eficientă, cu kit de descarcerare, apă și spumă. Ultima dintre autospeciale este autospeciala de descarcerare grea, tot achiziționată prin POR, intrat anul trecut în operativ, se folosește la accidentele auto, dar ca și o curiozitate, noi am folosit-o și ieri, de exemplu, la salvarea acelui cal căzut într-un puz de 6 metri, deoarece autospeciala beneficiază de o marcara care poate ridica în sarcină de între 1 și 4 tone greutate. În spate avem autospeciala de accidente colective și salvări urbane. Autospeciala nu este încă intrată în munca operativă, urmează în decurs de 30 de zile să fie în munca operativă. Este o mașină mai specială. Noi, practic, transportăm autospeciala la locul incidentului. Are un cort cu trei compartimente care se desfășoară pe aproximativ 28-30 de metri, în care se poate face trierea răniților în cazul unui accident mare sau în cazul unui cutremur, se poate acorda tratament de specialitate. Pentru ca această autospecială să funcționeze, vor veni medici de la Spitalul Județean sau de la Unitatea de Primire a Urgențe în funcție de caz, iar noi doar vom instala corturile și vom transporta tot ce are echipament medical pe autospecială la locul incidentului. Nu, că nu e băgată încă munca operativă și de-aia o țin închisă. Din o mutră de asta la gara și la garaj. Camionul? L-ai făcut? Când are toate mașinile de aici, pe asta, așa. Camera scăre pe urmă. Da. Capitane! Dacă nu uita aia. În acest moment, detașamentul Arad pentru municipiul Arad și comunele limitrofe care le asigură poate interveni la 6 incendii, să zicem, sunt sau tot speciale de stingere cu apă și spumă. Restul subunităților au fiecare câte încă două autospeciale de stingere cu apă și spumă. Autospeciale la detașamentul Arad în proporție de 70%, parcă auto este înrenoit la autospeciale de stingere cu apă și spumă. Autospeciale vechi se vor casa sau se vor da cu titlu gratuit la administrația publică locală.